Toate amintirile tale sunt reale? S-a întâmplat totul așa cum ți-l amintești? Dar dacă cineva ți-ar umple creierul cu amintiri care nu sunt ale tale, ai putea spune diferența dintre ceea ce este real și ceea ce nu? O memorie se face în 3 pași majori: codificarea informațiilor, stocarea acestora și apoi preluarea acestora. Și totul se întâmplă aici, în creierul tău. Creierul tău are aproximativ 100 de miliarde de neuroni, toți trimițând semnale printr-o rețea complexă de 100 de trilioane de conexiuni sinaptice. Amintirile tale nu sunt ascunse într-un loc specific din creierul tău. În schimb, acestea sunt păstrate în diferite grupuri de neuroni, care sunt numite engramuri. Și există totuși câteva moduri de a le pirata. În anul 2016, cercetătorii de la MIT au implantat o memorie falsă la un șoarice. Au făcut-o cu ajutorul unei tehnici numite optogenetică. Practic, șoarecii concepuți genetic pentru a avea o genă care răspunde la lumină, apoi au tras laserele pentru a stimula acea genă. Dar nu trebuie să te supui niciunei inginerii genetice pentru a avea amintiri false. Este relativ ușor să vă manipulați creierul, gândindu-vă că stochează informații pe care nu le are de fapt. Amintirile evenimentelor traumatice pot fi deosebit de vulnerabile la influențele exterioare. Există cazuri de oameni care își amintesc că au fost răpiți de extraterestri atunci când în realitate nu au fost. Alți oameni și-au amintit că au fost prezenți la ritualuri satanice, unde oamenii au fost sacrificați, chiar dacă nu au fost acolo. Toți acești oameni pot mulțumi hipnoterapeuților și capacitatea lor de a planta amintiri false folosind doar puterea sugestiei. Amintirile nu sunt cu adevărat o realitate. Sunt ceva ce poate fi creat, modelat și influențat. Acesta este motivul pentru care martorii oculari nu prea sunt fiabili când vine vorba de descrierea detaliilor unei scene de crimă. De exemplu, într-un studiu, subiecților de testare li s-a arătat imagini din accidente de mașină, iar 26% dintre ei și-au omitit că au văzut un autobuz, în ciuda faptului că nu a existat niciun autobuz în material. Ne amintim falsuri zilnic, prin intermediul rețelelor de socializare și al știrilor. Cu studiile în curs, este posibil ca o conexiune mai directă în creier să poată fi făcută și utilizată pentru a manipula și crea amintiri. Dacă se va întâmpla acest lucru, cine va realiza încărcarea amintirilor false? Persoana care le primește ar fi conștientă de ceea ce se întâmplă și dacă nu ar fi? Poate am putea folosi aceste tipuri de implanturi de memorie pentru a reforma mai rapid infractorii sau pentru a ajuta la îmbunătățirea zilelor finale ale unei persoane aflate moarte. Cineva care suferă de tulburare de stres post-traumatică și-ar putea șterge memoria și să înceapă din nou viața. Am putea suprascrie amintirile abuzului sau am putea încărca amintiri care ar ajuta o persoană să facă față unei situații dificile din trecutul ei. Și totul ar părea atât de real, ar putea să nu știe niciodată că nu a fost. În viitor, am putea să implantăm amintiri care formează un cod moral decent în toată lumea de pe planetă și să creăm o societate respectoasă, fără crimă. Pe de altă parte, acest lucru ar putea merge foarte greșit în multe feluri. Tehnologia ar putea fi folosită pentru a modifica neuronii din creierul unei persoane, făcându-i să simtă ceva ce nu chiar au sau să creadă că au făcut ceva ce nu au făcut de fapt. Ai avea încredere în profesionistul tău medical dacă ai avea nevoie de un implant de memorie? Îți mulțumesc pentru vizionare și te mai aștept și pe viitor!